Ghent o revelație în sezonul trecut al Ligii Campionilor la debutul său în competiție a controlat meciul încă din start și a avut trei ocazii de gol. Belgienii au deschis scorul prin fundașul Mitrovici în minutul 16 care a marcat cu capul după un corner. Viitorul a replicat imediat și a avut două oportunități prin tănase, blocat în centrul careului și prin țăru care a trimis pe lângă poartă după corner. Echipa gazdă s-a desprins prin golul marcat de Culibali cu capul din centrarea lui Fochet. Până la pauză, formația Renata de Gică Hagi, a mai avut ocazii de gol prin Chițu, Iancu și Răzvan Marin. La reluare, Ghent a marcat al treilea gol prin același cu Libali. Chițu a ratat o oportunitate bună, iar un minut mai târziu belgenii au mai punctat o dată. Al cincilea gol al echipei din Ghent a fost semnat de Renato Neto în minutul 67. Viitorul a încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Țăru s-a accidentat într-o ciocnire cu Renato Neto și a fost transportat la spital cu ambulanța.